Niculina Stoican a fost extrem de afectată de moartea subită a lui Petrică Mâțu Stoian, mai ales că este directoarea ansamblului folcloric Maria Tănase, unde cântărețul a activat ani buni. Mai mult decât atât, în timpul funeraliilor, Doru Gușman, impresarul regretatului artist, a lansat o serie de acuzații dure la adresa Niculinei, care se pregătește să ajungă în fața judecătorilor din această cauză. Iar șirul disputelor nu se oprește aici. Se pare că Niculina Stoican va ajunge în instanță nu doar alături de Doru Gușman, ci și de o altă colegă de breaslă. Da, sec, 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 că n-am murit. Dușmanii au înnebunite. Nu mai vădei bani pe mine, că Dumnezeu mă mai ține. Olguța Berbec și Niculina Stoican au ajuns la cuțite din cauza unei melodii. S-au aruncat cuvinte grele după ce Olguța a susținut că Niculina i-ar fi furat o piesă, iar solista, vizibil deranjată de noile acuzații, este pregătită să rezolve problema în instanță. Contactată de Cancan News, Niculina Stoican a evitat să ofere detalii pe marginea acestui subiect, semn că dorește să lase autoritățile să-și facă treaba.